ENEL și-a anunțat oficial plecarea din România cu datorii în valoare totală de 69 de miliarde de euro. Grupul energetic italian vrea să vândă active în valoare de 21 de miliarde de euro în scopul reducerii acestora. Grupul ENEL va renunța la operațiunile din țara noastră până la sfârșitul anului viitor. Totodată intenționează să renunțe la operațiunile din Peru și Argentina și să păstreze activitatea din Europa concentrată pe Spania și Italia. Cea mai mare companie greacă de electricitate, PPC, ar putea lua locul Enel România. De altfel, cele două mari grupuri energetice ar fi semnat deja un memorandum privind cumpărarea de către greci a unui pachet majoritar al acțiunilor Enel, o tranzacție evaluată la 1,8 miliarde de euro. Potrivit presei italiene, există și alți potențial cumpărători, printre care două mari fonduri de investiții, unul din Singapore și altul din Cuveit. În țara noastră, grupul Enel desfășoară activitate în sectorul distribuției și furnizării de energie electrică, dar și în cel al producției de energie din surse regenerabile. De altfel, grupul italian este unul dintre cei mai mari investitori privați din domeniul energetic din România, având peste 3 milioane de clienți. Administrează circa 130.000 de kilometri de linii electrice în Muntenia, Banat și Dobrogea. De asemenea, deține mai multe parcuri eoliene. Enel a mai vrut să plece din România în 2014 și în 2019. Decizia finală a fost luată acum sub efectul destructiva al pandemiei, războiului din Ucraina și fenomenelor meteo-extreme legate de schimbările climatice. În plus, măsurile aplicate de Guvernul României în domeniul energiei au provocat o reducere semnificativă a performanțelor financiare ale ENEL. Nu are sens să investești într-un mediu excesiv depunitiv, declara în luna mai directorul financiar al ENEL Alberto De Pauli.